Comisia Europeană a publicat astăzi un raport MCV deosebit de dur despre justiția din România. Executivul Uniunii Europene a formulat 8 recomandări suplimentare menite să remedieze situația actuală din justiție și care să facă dovada unui angajament ferm al României față de independența sistemului judiciar și de luptă împotriva corupției. Comisia Europeană solicită suspendarea imediată a punerii în aplicare a legilor justiției și a ordonanțelor de urgență ulterioare. Revizuirea legilor justiției ținând seama pe deplin atât de recomandările formulate în cadrul MCV, cât și de cele formulate de Comisia de la Veneția și de Grupul de State împotriva corupției al Consiliului Europei. Suspendarea imediată a tuturor procedurilor de numire și revocare aflate în curs, care vizează procurori în funcții cheie. Relansarea procesului de numire a unui procuror șef al DNA care să aibă experiență dovedită în domeniul urmăririi penale a infracțiunilor de corupție și un mandat clar pentru ca DNA să continue efectuarea de anchete profesioniste, independente și imparțiale în cazurile de corupție. Numirea imediată de către Consiliul Superior al Magistraturii a unei echipe interim mare de conducere a inspecției judiciare și numirea în termen de 3 luni prin concurs a unei noi conducere a acestei instituții. Respectarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la numirea sau revocarea unor procurori cu funcții de conducere până la intrarea în vigoare a unui nou cadru legislativ în conformitate cu recomandarea 1 din ianuarie 2017. Înghețarea intrării în vigoare a modificărilor propuse a fi aduse codului penal și codului de procedură penală și relansarea procesului de revizuire a codului penal și a codului de procedură penală. Comisia Europeană a instituit acest mecanism de cooperare și de verificare MCV pe scurt la 1 ianuarie 2007 pentru a evalua progresele înregistrate de România în raport cu angajamentele asumate în domeniul reformei judiciare și al combaterii corupției. Începând din 2007, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, la intervale regulate, rapoarte cu privire la progresele înregistrate în aceste domenii.